Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Suceava au dispus reținerea unui tânăr din Comuna a suspectat că și-a incendiat locuința tatălui său. Incendiul a avut loc în dimineața zilei de 26 octombrie în jurul orei 3, iar flăcările au distrus aproape în totalitate imobilul. Potrivit informațiilor furnizate de parchet, suspectul ar fi pătruns în casa părintească și pe hol ar fi aruncat un obiect îmbibat cu o substanță inflamabilă. În urma acestui gest, locuința a fost cuprinsă de flăcări și a suferit pagube majore, fiind distrusă în proporție de aproximativ 80%. Incendiul a pus în pericol atât viața tatălui său, cât și a unei alte persoane care se afla în locuință, precum și alte bunuri din gospodărie. Reținerea suspectului pentru 24 de ore a fost realizată în urma unei operațiuni desfășurate de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Suceava, cu sprijinul polițiștilor judiciari din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. A doua zi, pe 27 octombrie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au prezentat inculpatul în fața judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile care a fost aprobată de instanță. Cercetările în acest caz continuă anchetatorii încercând să clarifice toate detaliile legate de incident și să stabilească mobilul infracțiunii.